Se pare că unii dintre severineni sunt dispuși să plătească sume importante ca să nu-și piardă locurile de parcare din fața blocului. Așa se face că la una dintre licitații pentru locurile de parcare, trei severineni au oferit sume record pentru un loc de parcare în Drobeta, Turnul Severin. Locul 1 în parcare, ce se află în zona Crihala Nord, îl ocupă un cetățean care a plătit nici mai mult, nici mai puțin de 15.000 de lei, echivalentul la 3.000 de euro. Sume record plătite pentru un loc de parcare în Drobeta, Turnul Severin sunt. Locul 2, în aceeași parcare, vecinul de bloc cu suma de 10.000 de lei, respectiv 5.000 de lei, un alt vecin ce ocupă locul 3 pe podium, asta în condițiile în care, în mod normal, licitația pentru un loc de parcare pornește de la suma de 150 de lei pe an. Decizia acestora este cu atât mai surprinzătoare cu cât în respectiva parcare, în urma licitației, au mai rămas locuri libere, abonamentul este valabil un an, iar severinenii au achitat către Direcția de Patrimoniu a Primăriei Severin sumele licitate. De altfel, conform regulamentului în vigoare, anul viitor sumele pentru aceste locuri de parcare vor rămâne aceleași, o modificare a sumei putând fi realizată abia în 2025. Acestea trei sunt cele mai mari sume plătite de cetățeni de când se organizează licitații publice pentru parcările de reședință. Observator.ro